Ce fel de țară ți-ai dori? În ce fel de țară ți-ai dori să trăiești? Acum, în vremea aceasta, când auzim toate promisiunile care se fac în campanie electorală, vedem cum oamenii ne promit că o să schimbe lucruri în țara noastră. Și ei ne spun câteva din lucrurile ce ne plac nouă, pe care le-am dorit noi să fie schimbate. Dar probabil te-ai gândit la în ce fel de țară ai vrea să locuiești și atunci când ai vizitat altă țară și ai văzut că e diferită față de țara noastră sau atunci când te-ai gândit la diferențele care există în ce alte țări. Și pe măsură ce comparăm țara noastră cu alte țări, vedem anumite calități care există într-o țară și lipsesc în cealaltă. În unele țări clima este mai plăcută, dar e mai mult haos. În alte țări clima e mai neplăcută, plouă și este frig, dar e mai multă ordine și mai multă dezvoltare. Alte țări s-ar putea să aibă alte calități care să ni se pară interesante. Și textul pe care am citit astăzi ne vorbește tot despre o țară, pentru că este o pildă pe care Domnul Iisus Hristos o dă despre împărăția lui Dumnezeu, despre împărăția cerurilor pe care El o aduce pe pământ și ne vorbește despre trăsăturile, despre calitățile pe care le are această țară care vine, împărăția lui Dumnezeu. Și acum suntem spre sfârșitul unei serii de pilde, aici în Matei 13, pilde despre această împărăție pe care o aduce și după ce a explicat vestea bună a împărăției, după ce a dovedit puterea și viața nouă a împărăției, acum ne-a dat niște pilde care ne subliniază câteva aspecte cheie ale împărăției ce vine prin niște pilde, prin niște povestioare vizibile, tangibile, în care putem să învățăm mai clar câteva principii importante. Duminica trecută am privit la două pilde scurte care ne-au vorbit despre valoarea împărăției. Împărăția este ca o comoară pe care o găsești, împărăția este ca un mărgăritar pe care îl descoperi, are o valoare mai mare decât orice altceva. Dar și pilda de astăzi vorbește oarecum tot despre împărăție și valoare, tot despre împărăție și calitatea împărăției, dar dintr-o altă perspectivă. Pildele duminica trecută ne-au vorbit despre faptul că valorează mai mult decât toate celelalte lucruri la un loc și acea concluzie a fost așa una generală, adunând toate lucrurile, privind așa de la depărtare. Dar pilda de astăzi se coboară spre un aspect care e mai în detaliu, un aspect ce ține de o tensiune și o dificultate pe care o experimentăm noi. Pentru că împărăția nu vine dintr-o dată, pentru că vine treptat, o parte a fost inaugurată la învierea lui Hristos, o parte va fi adusă la a doua venire a lui Hristos, pentru că este ceva care poate fi descris ca fiind incomplet, pentru că este în paralel cu împărățiile acestei lumi și cu această viață de sub blestem, ajungem la dilema pe care ne-o prezintă pilda de astăzi. Cum putem să considerăm împărăția lui Dumnezeu ca fiind cea mai mare valoare, de cea mai mare calitate, ce trebuie prețuită cel mai mult, dacă în prezent, pe pământ, este incompletă, este imperfectă, este amestecată cu ceea ce este rău? Cum putem să considerăm în continuare împărăția ca fiind cea mai mare valoare, dacă nu are o puritate absolută în forma ei de pe pământ de acum? Vom înțelege răspunsul la această întrebare privind la trei lucruri pe care le descoperim în textul nostru.